Bună, Lucian! Vorbește-mi puțin despre începutul tău în lumea pokerului. Bună seara! Prima dată am început să joc free roll-uri. Primii mei bani câștigați au fost din free roll-uri, fără să bag niciun ban din buzunar, pentru că nu aveam la 20 de ani, 21, când m-am apucat de poker. Și așa am început ușor să fac câțiva zeci de dolari, după aia câteva sute, câteva mii. Mi-am făcut un bankroll, după care, în urmă cu 4 ani, am cam făcut o pauză din cauza unor probleme de sănătate și joc mai rar de atunci. Am experiența live, nu prea am foarte mare, am participat la câteva poker festuri, cam 4-5, am și un EPT Londra, am fost norocos în 2012, dar fără rezultate notabile, cei drept la live. Mai mult m-am axat pe online, turnee online. Noi oricum te felicităm. Spune-mi în seara asta, ce strategie o să folosești? Mi-ai spus că n-ai mai jucat de ceva timp, așa, consider că jucătorii de astăzi, care sunt mult mai echilibrați față de jucătorii vechi, ți-ai schimbat cumva strategia? Puțin da. Este un joc mult mai dificil în ziua de astăzi. Jucători mult, mult mai buni. Și o să încerc să-mi fac jocul, să am răbdare, intuiție la momentul potrivit și sper să mă țină cărțile, să ies ultimul de la masa finală. A fost un vis al meu de când m-am apucat de poker, să ajung la Vegas. Sper să mi se îndeplinească în această seară.